Asta este un videoclip de încurajare, este un videoclip făcut din suflet pentru persoanele care în momentul acesta au nevoie de sprijin, au nevoie de cineva care să le fie alături, de un sfat, de un gând bun, de un ajutor și sprijin moral, așa că dacă simți nevoia să stai cu cineva de povești, fă-ți un ceai și hai să povestim 10 minute despre ce se întâmplă. Probabil ai impresia că ceea ce trăiești acum nu o să se termine niciodată, că trăiești poate cea mai mare dramă din viața ta, că poate lucrurile nu sunt exact așa cum tu ți-ai dorit să fie și cu siguranță nu sunt, pentru că altfel nu ai fi așa de dărâmată și supărată și nervoasă și anxioasă și toate cele. Și pe lângă tot ceea ce oamenii de pe internet îți vând, cursuri de dezvoltare, de programare a subconștientului și toate nebuniile astea, și tu, ca om care habar n-ai de unde să-ți iei informația, te duci și acolo și acolo și acolo și tragi de peste tot, ajungi la un moment dat să realizezi că nimic nu te ajută. Poate cel mai bine și cel mai bine ți-ar prinde să cauți ajutor din partea cuiva care chiar știe ce face. Așa că eu o să vorbesc despre experiența mea legată de terapie, cum am ajuns la terapie și de ce invit oamenii să meargă la terapie dacă simt nevoia să o facă. Povestea mea cu terapia a început în 2022, în ianuarie sau februarie, nu mai știu exact, luna, am făcut această mișcare sau acest pas pentru că am simțit nevoia să merg să spun cuiva lucruri despre mine, lucruri care mă apasă, pe care eu le-am considerat importante de spus, dar pe care nu le-am spus nimănui până la momentul acela. Pur și simplu m-am dus și am zis ce gândesc. Pentru că uneori nouă ne este rușine să recunoaștem ceea ce gândim și considerăm că ceea ce gândim este greșit. De multe ori este posibil să fie așa, dar ai nevoie de un ghid care să dețină informația corectă, care să îți poată spune ce anume se întâmplă în creierul tău, de ce el gândește în felul în care gândește. Și eu cred că singurul care poate face asta este un terapeut. Nu am mers la terapie pentru o anumită problemă, pentru că eu am crescut într-o familie fericită, am crescut într-o familie care a fost, mi-a fost sprijin și mi este în continuare, am crescut într-un mediu foarte iubitor, foarte așa, care mi-a dat o încredere în mine foarte mare, de asta sunt și astăzi aici, pentru că indiferent de ce aș spune și ce aș face, știu că oamenii care mă iubesc, familia mea, la ei mă refer, mă sprijină orice s-ar întâmpla. Am mers acolo pentru că am vrut să mă dezvolt personal, pentru că am simțit că trebuie să văd cine este Raluca în spatele măștii și ce ascunde ea de fapt în subconștientul ei. Și prima mea ședință la terapie a fost atât de intensă, nu-mi venea efectiv să cred că eu pot plânge de la simple întrebări pe care un om mi le pune. Mie nu mi-a venit să cred că mi se poate întâmpla treaba asta. Tot ce a însemnat acest proces de cunoaștere, care încă continuă și mă duc la terapie săptămânal și îmi discut problemele și înțeleg de ce unele experiențe vin la pachet cu unele sentimente sau resentimente și înțeleg și eu mai bine ce se întâmplă în spatele cortinei și nu mai judec și nu mai critic oamenii. Și înțeleg că fiecare are un raționament pentru care face un anumit lucru și nu încerc să fiu eu mai deșteaptă, pentru că eu nu știu ce se ascunde în sufletul omului. Și tocmai de aceea vin și către voi și vă spun, da, poate nu are toată lumea bani pentru terapie, dar cred că măcar o dată în viață, dacă simți că ești ca o oală sub presiune care ajunge la fierbere și simți că nu poți să faci față lucrurilor care se întâmplă în viața ta, eu cred că ar trebui să te duci, ar trebui să încerci să cauți motivul pentru care tu ești acolo în situația și în postura în care ai ajuns. Și cum te poți ridica? Pentru că oamenii în viață să treacă pe lângă tine și din păcate foarte puțini sunt cei care se opresc și te întreabă cu adevărat ce se întâmplă cu tine, de ce ești așa. Chiar dacă noi vrem să zicem că suntem într-o societate în care am devenit mai uniți din cauza internetului și toate cele, suntem mai distanți ca niciodată pentru că fiecare este pentru el. Și dacă observi și într-o conversație când intri cu cineva,
Omul este atât de încântat să vorbească despre el, atât de bucuros să vorbească despre el și despre tine te întreabă două, trei chestii. Asta se întâmplă cu unii oameni. De asta tu trebuie să te pui pe tine pe primul loc. Eu înainte să fac terapie foarte mult, foarte mult, din păcate criticam oamenii și arăteam cu degetul, ia uite, ăla face așa, ăla face așa, ăla nu știu ce. Avea momente în care atât de răutăcioasă mă simțeam încât nu mă mai suportam și chiar aveam discuții cu mine, ziceam, bă, Raluca, dar tu chiar nu poți să fii un om care să lase oameni să-și vadă de treaba lor, ce te interesează pe tine, de ce critici, că nu contează ce fac alții. Și după aia mi-am dat seama, făcând terapie și punându-mi întrebări, că de fapt problema mea este că îmi doream și eu poate anumite lucruri. Nu atingeam lucrurile alea și cumva criticam oamenii pentru deciziile pe care le luau, pentru ceea ce făceau. Și acum, uitându-mă în spate, realizez că toate lucrurile astea veneau din mine, din interiorul meu, pentru că eu aveam lucruri nerezolvate cu mine. Tocmai de aceea zic, indiferent prin ce trece în momentul ăsta, trebuie să stai, să te pui în oglindă, să te uiți la tine, să te întrebi dacă poți să faci față singură sau dacă există o posibilitate să te ajuți. Și dacă poți să-ți rupi, poate nu săptămânal, poate de două ori pe lună, 100, 150, 200 de lei de la gură să te duci la terapie, eu zic să încerci pentru că merită. Dacă simți că poți să faci față singură sau singur situații în care ești, atunci caută-ți oameni care să-ți fie aproape. Caută, nu știu, poate în familia ta, dacă oamenii îți sunt sprijin acolo. Caută, poate, în prietenii apropiați. Caută în natură. Mergi foarte mult. Pe mine asta m-a ajutat de fiecare dată când am avut o problemă. Eu am ieșit, am mers în pădure, am mers pe dealuri, am mers efectiv cu căștile în urechi, ore și ore în șir. Și pe lângă faptul că m-a ajutat asta să și slăbesc, dar la momentul ăla nu realizam treaba asta, m-a ajutat să mă conectez cu mine, să înțeleg, bă, dar ce se întâmplă, mă, de ce simt eu așa nevoia să tot merg, de ce fug, de ce alerg, de ce trebuie să mă eliberez. Și am făcut față situațiilor, pentru că am avut perioade în care nu mi-am permis să mă duc la terapie, pentru că, na, asta este. Și asta făceam. Mergeam pe jos. Am scris foarte mult. Am scris și o carte. Am încercat să fac absolut orice să scot din mine tot răul. Și de asta zic, în momentul ăsta, stând aici în fața voastră, cu aproape 8 luni de terapie în spate, viața poate fi frumoasă și poate fi înțeleasă și toate lucrurile trec. Ai nevoie doar de timp, să-ți dai ție timp, să te accepți, să te iubești pe tine, să te înțelegi mai bine pe tine și să crezi că tu ești prietenul tău cel mai bun. Nu te considera cel mai mare dușman al tău. Că treci printr-o despărțire, crede-mă, o să treacă. O să vină alt băiat, o să vină altă fată, o să fie ok, o să-ți dai seama de asta. Treci acum printr-o pasă proastă la job, nu e nicio problemă. Jobul ăla, da, îți dă de mâncare, dar nu e viața doar despre locul de muncă. Găsești și alt job. Nu știu, treci printr-o pasă proastă că nu ai prieteni. De câți prieteni ai nevoie în viața asta? 1, 2, 10? Nu e nicio problemă, prietenii se fac. Treci printr-o pasă proastă că n-ai intrat la facultate. Gândește-te că poate nu era locul tău acolo. Uită-te că ies de pe băncile facultății N studenți care nu-și găsesc un job. N-ai pierdut nimic, poate. Tot timpul încearcă să pui binele în față și încearcă să găsești un motiv pentru care nu ți s-a întâmplat ție treaba asta. Poate tu nu trebuia să fii acolo. Poate tu nu trebuia să fii cu omul ăla. Poate tu nu trebuia să fii în orașul ăla sau în locul ăla în momentul acela. Nu cred că sunt lucruri întâmplătoare în lumea asta. Acestea fiind zise, experiența mea cu terapia este poate cel mai bun lucru pe care l-am făcut vreodată. Recomand să faceți asta pentru sufletul vostru, pentru liniștea voastră, să înțelegeți mai bine procesele din spatele gândirii voastre. De asemenea, nu vă recomand să vă aruncați banii pe fereastră la cursuri de dezvoltare personală, nu știu de care, pe internet, care răsar ca ciuperci după ploaie, pentru că nu cred că acolo este, de fapt, ce aveți voi nevoie. Voi aveți nevoie să vă înțelegeți pe voi. Asta e strict părerea mea. Oamenii, indiferent de cât de buni vi se par vouă că ar fi,
vor să facă bani pe spatele vostru, așa că voi fiți mai deștepți puțin și ajutați-vă pe voi. Și v-am zis, dacă nu puteți cu terapie, încercați, scrieți, plimbați-vă, cântați, compuneți ceva, faceți ceva ce știți că vă canalizează energia astfel încât tot ce simțiți să se curețe din voi. Și cam astea ar fi spuse în momentul de față. Eu sunt Raluca, sunt încântată să vorbesc cu voi și mi-aș dori ca această serie să fie așa de suflet despre de ce avem nevoie neapărat noi oamenii în lumea asta. Pupici!